Prânzului. Sper că ați primit mesajul nostru. Pentru bunicii noștri spuneam lucrul ăsta. Doamna dr. Mihaela Săhleana Petroa este din nou pe canapeaua de la Neața. Vorbim despre relații, dar de fapt vorbim despre singurătatea în relație. Un fel de singurătate în doi. Bună dimineața, bine ați revenit. Bună dimineața. Există o senzație de prizonierat, că nu știm cum să o definim. Simțim că ne apasă relația, casa, cercul de prieteni, ne simțim sufocați. Cum identificăm lucrul Există ăsta? Există o relație de prizonierat, dar dacă privim cu cât mai multă obiectivitate și sinceritate, chiar dacă pare o contradicție în termen, este un prizonierat acceptat, un prizonierat consensual. Pare o contradicție logică, pare o contradicție în termen. Dar gândiți-vă că asemenea unui deținut căruia îi vine ziua în care îi se spune ești liber, poți să pleci, la fel și într-o relație de acest gen, conștientizezi toate neajunsurile, toate frustrările acumulate și totuși nu pleci. Totuși rămâi acolo. Asta pentru că dragostea e oarbă, cum se spune, sau asta pentru că sunt o monotonie? Asta pentru că există un cumul de factori. Nu vorbim neapărat de dragoste, pentru că am zice că ar fi o persoană prizonieră a dragostei și ar suna teribil de telenovelistic. Ok, obișnuință, să spunem, nu? Obișnuință, atașament, stimă de sine foarte coborâtă, în sensul că persoana care până la urmă conștientizează toate neajunsurile, nu se simte deloc ea în individualitatea și în unicitatea ei în acea relație, simte că nu se poate dezvolta în acea relație, alege totuși să rămână acolo. Mintea noastră ne ferește de ce e mai rău și găsește explicații sau găsește false piste. Mi se întâmplă lucrurile astea pentru că Dumnezeu mi-a dat în altă parte și cumva trebuie să îndur niște lucruri, nu? Să fiu prizonier într-o relație pentru că, uite, am un job bine plătit. Exemplu. Da, am putea spune și astfel. Cred că o persoană, dacă începe să se cunoască mai bine pe sine, și aici psihoterapia ajută, pentru că poate să facă lumină în acele locuri unde există ceva mai multă umbră sau întuneric, sau chiar noapte, în psihicul nostru, poate să ajute cât să te cunoști mai bine. Fac din nou o comparație, dacă vreți, și sar într-un domeniu tehnic cu o mașină. Poți să ai o mașină care să aibă 100 de opțiuni nemaipomenite, dar tu să folosești 30 dintre ele, pentru că pe celelalte refuzi să le cunoști. Ele sunt acolo, nu e problema mașinii, este problema ta. Cam așa ține și de partea de autocunoaștere. Putem să știm mai mult despre noi, putem să vedem dacă suntem noi în autenticitatea noastră în acea relație. Dacă acumulezi foarte multe neajunsuri, dacă nu te poți exprima în acea relație, dacă vezi că de fapt ai un comportament modificat, ai un comportament submisiv, obedient în unele circumstanțe, te gândești că nu este totuși sănătos pentru sănătatea ta emoțională, în primul rând, sănătatea ta psihică în general vorbind. Se spune s-a umplut paharul, e prea mult, nu mai pot, întorci masa, ăsta e cuvântul, verși paharele, dar cumva nici pentru celălalt nu e ok să nu-i fi spus nimic toată perioada asta. Aici ne întoarcem la marea problemă a comunicării. Da, lucrurile se discută. Oricât ar părea de clișeistic. Celălalt poate să fie capabil să asculte, poate avea disponibilitate de ascultare sau poate fi o persoană care să nu accepte niciodată să discute. Bun. Categoria eu știu întotdeauna mai bine. Cum vedem semnele când se întâmplă lucrul ăsta? Că e interesant să vedem de unde pornim. Așa, la final ne dăm tot seama că nu se mai poate. Sigur că da. Începe să nu te mai bucure nimic. Începe să te bucure mai mult absența partenerului, să te simți mai liber decât în prezența lui. Să te bucuri când are delegație, când este plecat de acasă, când ai mai mult timp pentru tine sau simți timp cu alte persoane. Okay. Te simți mult mai în autenticitatea ta, alături de rude, prieteni, toți ceilalți, decât de un partener care te devalorizează constant, te critică constant, tot ceea ce spune sunt observații directe sau indirecte la ceea ce nu poți face sau nu atât de bine sau nu repede sau nu cum ar trebui. Avem un prizonierat în relație și în fața celui indiferent, celui care este autosuficient și își vede doar de treaba lui? Celălalt partener care este autosuficient. Da, dacă se instalează un atașament chiar și față de un partener care el nu te ține acolo cu forța și mai nimeni nu ține cu forța. De aceea am spus este că este un prizonierat. Nu? Da, este o chestiune bolnăvicioasă și este un prizonierat. De aceea spuneam, chiar dacă pare o contradicție în termen, acceptat, consensual. Pentru că poți pleca oricând, dar de fapt teama ta de viitor, teama ta
neîncrederea ta în tine, neîncrederea în forțele tale, neîncrederea că sunt o groază de întrebări care îl macină pe cel care vrea să plece. El este într-un fel pe graniță, dar sunt niște întrebări de-a dreptul măcinătoare. Ele sunt desfințabile terapeutic, dar le spun. Ele fac parte din gama celor mai încep acum o nouă relație? Mai am vârsta să mai încep o nouă relație? Mai pot să am încredere, dar nu ajung tot aici? Dar nu cumva nu merit mai mult de atât? Dar poate ăsta e un maxim din ce merit. Aceste rațiuni te fixează să fii cât se poate de încremenit într-o relație disfuncțională, nesănătoasă. Lucruri care pot să ducă în timp, mai devreme, mai târziu, la niște somatizări destul de neplăcute. Vine și din ce am văzut acasă, din ce am văzut în relația părinților noi. Credem că ăsta este idealul relațional? Ce am văzut la părinții noștri, putem să venim din familii unde am văzut foarte mult respect și foarte multă armonie. Sunt persoane care vin din familii unde mama a fost persoana de sacrificiu, sunt persoane care vin din familii unde tatăl a fost persoana de sacrificiu. Până la urmă, părinții îți dau un start mai bun, mai puțin bun, atât cât pot până la urmă. Limitele lor ca părinți nu ar trebui să aibă foarte mare legătură cu tine în momentul în care conștientizezi că este o viață pe care trebuie să ți-o asumi și să faci tot ce poate fi mai bun pentru viața ta și viața de cuplu. Viața de cuplu trebuie să însemne respect reciproc, trebuie să însemne parteneriat autentic, trebuie să însemne iubire necondiționată și nici de cum sclavie, obediență, cumul de frustrări și lipsă de respect și considerație. Mulțumim tare mult, doamna doctor Mihaela Săhleana Petroaie, în platou de la Neața. Dacă aveți nevoie de sfaturi, știți deja, căutați numele invitatului pe motoarele de